Bună seara și bine v-am găsit la un nou podcast Primul Maraton. Suntem la episodul 5 și astăzi suntem din nou în formulă completă cu Marian și Andrei. Bună seara, Marian! Ce mai faci? Bună seara, toate bune. Ce ai făcut de data trecută? Am înțeles că ai fost ocupat cu revista, acum este la tipar. Am fost ocupat întâi de toate cu multe altele, printre altele, într-adevăr, și revista Alerg, care, din fericire, am reușit să o duc la tipar la vreme și o să fie gata pentru sâmbătă, duminică, la semimaratonul Gerar. Din ce știu eu, o să fie parcă în kiturile concurenților Da. și o să pentru cei care nu participă sau nu au avut norocul să prindă locuri la semi-maraton sau la cross, o pot găsi și la vânzare sau cum se poate Nu achiziționa. intră într-o rețea clasică de difuzare. În general, răspund tuturor solicitărilor celor care mi-o cer și o trimit prin poștă. Asta e modalitatea cea mai convenabilă de a intra în Am posesia înțeles. ei. Ok, deci cine e interesat pe Oca alerg.ro, la contact. ocazii.ro, da. Da, probabil peste 15 ani o să fie licitații pentru primul număr în ediție limitată al revistei Alerg cu autograful lui Marian. Și Marian pe copertă, ediție jubiliară. Da. La numărul 1000 post-mortem cu certitudine. Na. Și dacă tot am început cu Marian, trebuie să ajungem și la Andrei, care are un proiect, cred că toată lumea știe de acum de el, despre 7 ultra zile în Florida. Am văzut că s-au înscris, nu știu, câți concurenți sunt până acum? Nu știu, dimineața erau vreo 80 și ceva. Se prezintă așa în două vorbe despre ce este vorba. În perioada 1-2 martie, în Florida, în Tampa mai exact, o să fie Double Iron Florida, un dublu Ironman, un ultra-triatlon. Și organizatorii ne-au cerut o echipă de suport cât mai amplă. Asta însemnând minim 3 membri, ne-au sugerat ei, pentru că durează vreo 30 și ceva de ore, 36 de ore este timpul limită. Și este mai greu câteodată să fii pe margine și să reziști 36 de ore decât să le alergi sau să fii pe bicicletă. Și atunci ne-am gândit și cu sprijinul unor firme partenere să mai găsim un membru care să facă parte din echipa mea de suport și am început această campanie. Pe site-ul 7card, scris cu cifra 7, 7card.ro, găsiți acolo toate detaliile. Înscrieri se mai pot face până pe 27, deci până duminică, după care va fi o tragere la sorți, se selectează automat, sau aleator de fapt, 20 de nume de acolo și din acei 20, cu mențiunea că intră în tragerea sorți doar cei care obțin 100 de like-uri ale paginii respective. După care, în funcție de câteva criterii pe care le-am stabilit, o să alegem un câștigător și să sperăm că va obține în timp util viza. Și o să fie Și frumos. Acolo sunt 30-35 de grade, ocean, briza mării foarte sau tare. Și oceanului, așa. înțeleg că el trebuie să stea la fel de, adică trebuie să stea toate cele 36 de ore sau cât le face tu, trează, adică nu fac cu schimb, fac cei trei, nu știu. Probabil că organizatorii au recomandat să fie trei, tocmai pentru că trebuie să-și mai dea palme reciproc, știi, mai doarme cineva și da. Oricum, va fi frumos, notul va fi într-o piscină olimpică, dar restul competiției va fi într-o rezervație naturală, într-un parc și lăsând la o parte concursul, cred că merită experiența și pentru Florida și pentru a vedea ceilalți participanți. E un număr de record de participanți la această ediție, vreo 60, și nume sonore, mă rog, în lumea ultra-triatlonului, inclusiv câștigătorul de anul trecut al circuitului internațional de ultra-triatlon, inclusiv câștigător la DECA, mă rog, intrăm în detalii, înseamnă 10 ori Ironman, și o să fie frumos, garantat. Foarte tare. Păi, se pare că, nu știu, un pic din vremea din Florida a venit și prin România, deși suntem la finalul lunii ianuarie. Avem niște temperaturi destul de ridicate.
Însă, eu zic să ne facem la finalul săptămânii este semi-maratonul Gerar și ca responsabil șef cu zăpada am în fișa postului s-a dus zăpada. Vor fi tunurile, vor fi tunurile de la predeal, nu de pe pârtie, am da, înțeles. Da, nu, le-am adunat da. Toate și le avem acolo. Deci, eu zic să nu puneți deoparte încă hainele groase, pentru că dacă participați, desigur, la Gerar, veți avea nevoie de ele. Gabi, am înțeles că se numește Arșițara noastră. Nu. Am vorbit cu colegii mei de pe toate site-urile meteo să schimbe prognoza, așa că dacă intrați pe oricare dintre ele, sâmbătă ninge. Aha. Așa că e bine. Și dacă tot vine semi-maratonul Gerar, ne-am gândit noi ca la acest podcast să discutăm despre ce înseamnă pregătirea pentru un concurs, cum ne pregătim cu o săptămână înainte, cu două zile înainte, ce trebuie să facem în timpul cursei, în dimineața cursei. O să le luăm așa, exact în ordine cronologică, să spunem așa. Ce trebuie să Gabi, facem cu... Da. Da, pot să fac o paranteză? Sigur. Ca să introduc cumva această temă, pentru că vorbind de stânga și în dreapta și povestind colegilor, prietenilor și celorlalți doi care ne ascultă, așa, doi, trei, despre temă, au ridicat din sprâncene și a părut cumva ciudat de ce ar fi important să-ți pregătești o cursă. Mai ales un semi-maraton sau chiar și o ștafetă de 10,5 km. În primul rând, neplanificarea succesului înseamnă planificarea eșecului. Asta e o regulă generală în orice domeniu. Acum, sigur că fiecare își definește succesul. Asta poate să însemne să termine pe podium, să termine cursa înainte de termenul limită sau să termine pe propriile picioare, depinde. Și citeam chiar ieri într-o carte pe care am primit-o de la Preda Pablo și mulțumesc, cea cu Usain Bolt, citeam că există strategie și la o cursă de 100 de metri, dacă vă vine să credeți. În mod normal, te gândești 100 de metri înseamnă 10 secunde, ai auzit pistolul, ai fugit cât te ții picioarele, ai terminat, asta e. Dar acolo trebuie să știi cu siguranță fiecare secundă ce trebuie să faci, că n-ai timp prea mult să te gândești. Și orice mică greșeală, cred că n-ai timp să-l vedeți. La maraton mai le faci din mers, să spunem așa. Așa că intrați la pagina 99 în cartea asta despre Usain Bolt și vedeți acolo ce despre strategie. Așa că, mă rog, cu atât mai mult, cu cât distanța crește, mi se pare mai important să ai o strategie. Și acum îi dau microfonul lui Gabi. Păi nu, vreau să luăm așa, știi, cu 3-4 zile înainte de cursă, ce trebuie să faci, de ce trebuie să ai grijă. Și cred că un punct important l-am acoperit chiar data trecută cu Șerban, și anume partea de carbo loading. Dacă discutăm de curse de anduranță, de curse lungi, cu siguranță că trebuie să avem grijă și la acest aspect, la carbo loading. La fel cum discutam și cu Șerban data trecută, nu trebuie totuși să exagerăm, să ne apucăm să mâncăm paste dimineața, prânz și seara, ci trebuie doar să facem, să creștem numărul de carbohidrați pe care îi consumăm. Dar nu mai știu, cred că dacă mi-aduc aminte era ceva de genul, era un procent cu 10-15% mai mult decât de obicei. Oricum, pentru cei care nu au ascultat atunci podcastul, o pot face pe site-ul Primul Maraton, există acolo înregistrarea. Nu știu ce experiență mai aveți voi vis-a-vis de carbo loading, de toată partea asta de alimentație în săptămâna dinainte de cursă. Eu am aici o ușoară fixație. Astăzi merg mai mult în zona de ultra, probabil că sunt influențat și de campania cu 7 ultra zile. Există opinii conform cărora e bine să faci un fat loading, ce puțin la curse de ultra maraton, de anduranță, curse de, nu știu, peste 12-24 de ore. Asta nu înseamnă, mă rog, să mănânci numai jumări sau știu ce grăsimi ciudate. Poate fi și ulei de măsline și așa mai departe. De asemenea, pentru că se pierd multe săruri, da, electroliți, e bine să facem și o încărcare cu magneziu, potasiu, calciu, sodiu. De asemenea, din ce mi-amintesc foarte bine la curse, contează și cât de bine și de multe și hidratat în zile premergătoare. Degeaba, nu știu, bei jumătate de litru de apă pe zi și te trezești în ziua cursei că vrei să bei 7 litri, nu cred că te ajută foarte mult. Trebuie celulele să fie deja îmbibate. Cred că asta este un punct foarte important și eu, de exemplu, înainte, în ziua dinainte de cursă,
Pentru că de multe ori na, ești agitat, te duci să-ți ridici kit-ul, dacă e un maraton în afară, te plimbi prin oraș, uiți să bei. Și atunci îmi pregătesc anumite băuturi de dimineață și știu că până seara trebuie să le consum pe toate. Și în felul ăsta știu că, într-adevăr, m-am hidratat cum trebuie în ziua dinainte. Pentru da, că, și... Da, te rog. Nu, asta... Cred că e foarte important să fii hidratat în dimineața cursei. Pentru că da. Pe parcursul, apa pe care o bei în timpul cursei nu se asimilează chiar atât de repede. Și e important să fii deja hidratat și apa pe care o bei doar să suplimenteze un pic, să spunem așa. Da, atenție la alcool. Alcoolul deshidratează și mai sunt și alte substanțe. Deci e bine, cu o zi înainte, să nu bei 7 beri neapărat, chiar dacă te hidratezi. Așa. În plus, hidratându-te, dacă vrei să recuperezi ceea ce ai pierdut, dacă hidratarea se recupereze în dimineața cursei, o să fie neplăcut. Adică dacă bei un litru înainte de cursă, o să stai la coadă de 7 ori la BC-urile ecologice, plus că o să te apuce pe la kilometru 5, 10, 15, iar dorința de a te opri, ceea ce, da, nu știu dacă este foarte bine. Da, la... mai ales la cursele mari, cred că acest lucru e o problemă foarte delicată. Dacă, de exemplu, la maratoanele cu peste 10.000 de oameni, unde ai block start-uri, să le spunem, odată ce ai intrat în acel block start, sunt foarte puține curse care au acolo toalete. Și atunci stai vreo 10-15 minute până pleacă startul, până ai unde să te duci, efectiv. Bun, și Marian, văd că ești foarte tăcut. Sunt foarte tăcut pentru că ascult. Nu am nimic special de zis. Vitaminizare, cred că am uitat. Că și mineralizare, deci vitamine, minerale, și asta e important să avem în... Da, cred că vitaminele și minerale și date astea, cred că astea, nu știu, trebuie luate mult mai din timp. Adică nu prea poți să îngrași pe oricum ajuns, să spunem așa. Da, și așa știi, oricum... Cel puțin în ultimele 2-3 zile, exact cum spuneai și tu, Gabi, trebuie să fii atent dacă până atunci, până la momentul respectiv, ai avut o strategie bună de hidratare, de încărcare și mai departe, să nu dai cu stângul în dreptul chiar în ultimele 2 zile, să uiți, exact cum spuneai, sunt emoțiile curse, sunt, nu știu, ai multe pe cap. E bine chiar să-ți faci un plan scris, să ai, nu știu, într-un Excel și tipărești să ai la tine exact ce trebuie să iei cu o zi, cu două, cu trei înainte. De exemplu, carboloading-ul se face din teștiu, e o schemă care începe cu 9 zile înainte, în ziua 9, 6, 5, 3 și așa mai departe. Deci, asta cu Excel-ul, mai... de exemplu, cred că e foarte important, mai ales la curs, dacă e vorba de o cursă într-un alt oraș, să îți faci o listă cu absolut tot ce vei avea nevoie, pentru că în momentul în care îți faci bagajul, s-ar putea să te trezești că ai ajuns la cursă și ți-ai uitat, nu știu, să-ți iei anumite geluri, anumite batoane sau eu știu, exact. Sau eu știu ce echipament. Iar vis-a-vis de chestia asta, dacă cumva zburați cu avionul, recomandarea este să aveți tot ce e echipament esențial, Adidas și cu ce vreți să vă îmbrăcați în ziua cursei, batoane, geluri, să le aveți în bagajul de mână și nu în bagajul de cal. Dacă, Doamne ferește, vi se pierde bagajul de cal, măcar puteți să faceți cursa cu ce aveți în bagajul de mână. Iar carboloading-ul, care e un praf alb, să-l puneți tot la bagajul de mână, niște punguțe transparente, da? Așa mici. Încât, și dacă e să mai puneți pe o masă, le mai trageți un pic înainte de zbor. Da, da. Aș mai sublinia și faptul că e bine să-ți faci această listă cu mult timp înainte, adică, nu știu, cu 2 săptămâni, pentru că în măsură ce se apropie ziua plecării, devii tot mai agitat, intri în criză de timp. Am întâlnit foarte mulți alergători care își fac bagajul cu o oră înainte să plece la un concurs, mai ales dacă este în străinătate, sau în dimineața concursului se gândesc, stai, cu ce mă îmbrac, ce mi-au la mine, ce energizante, ceea ce nu este normal, nu ajută. Practic, în ultimele 2 zile trebuie să fii într-o stare totală de zen, să ai bagajul deja la ușă, cu tot ce trebuie. Plus că dacă îți faci bagajul cu o oră înainte de a pleca și îți dai seama că lipsește ceva, e neplăcut să stai să te apuci să cauți ori prin casă, ori prin oraș. Și da, e bine să ai din timp. Da, în felul ăsta, zilele înainte de cursă, poți să stai liniștit și nu ești stresat. Tocmai asta e, în cele 2-3 zile, să zicem așa, înainte de cursă, trebuie să fii cât mai relaxat și să te odihnești. La momentul în care iei startul, să fii cât mai fresh.
Da, o metodă bună de a, de a ști ce să pui în bagaje, efectiv să te gândești zi cu zi ce o să faci acolo sau în timpul cursului să te gândești cum ești îmbrăcat, începând de sus până jos sau invers, sau să te uiți la o poză mai veche, să te amintești de la concursul precedent cu ce te-ai îmbrăcat. Mai sunt și concursuri la care există o listă de lucruri obligatorii pe care maratoniști sau ultramaratoniști mai curând trebuie să le aibă în, asupra lor, se fac chiar controle și nu poți intra în cursă, trebuie avut în vedere și acelea. Pentru că de multe ori te înscrii la o cursă cu 6 luni înainte, un an, citești atunci tot regulamentul, zici da, 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 o să-mi iau și lanternă și eu știu ce foaie de supraviețuire și uiți de ele și te trezești că, că nu le ai. Da, e foarte aiurea să ajungi la o cursă și să-ți dai seama că nu poți participa pentru că ai uitat un echipament obligatoriu. Desigur, dacă îți dai seama totuși dinaintea, nu știu, îți dai seama să zicem cursa e duminică și tu îți dai seama sâmbătă, na, poate ai noroc și găsești un magazin deschis să-ți cumperi, eu știu, foaia de supraviețuire sau eu știu, ceva. Da, vorbeam de echipament, important să ai o strategie, bineînțeles, și pentru echipament. Cât de ușor vreau să fiu la concursul respectiv, pentru că de multe ori există riscul mai la, la cursele lungi, la care mergi cu camelback sau rucsac, să ții mai mult decât este nevoie. De asemenea, există și riscul de a-ți lua mai puțin decât este necesar și atunci trebuie să te gândești exact ce pui în acel bagaj. Și foarte important este și alegerea pantofilor. Ajută să știi prognoza meteo, bine, dacă un trail întins pe 2 zile nu te ajută prea mult, dar să te pregătești pentru ploaie, vânt, poate și zăpadă, pentru suprafețe umede, bine să testezi pantofii de alergare în condițiile aproximativ, mă rog, condițiile teren asemănătoare cu cele ale concursului. Dacă n-ai mai alergat, de exemplu, pe zăpadă sau pe gheață sau pe noroi, ieși, nu știu, în fața blocului, dacă n-ai noroi, aruncă 2 găleți și vezi dacă aluneci cu, cu pantofii respectivi. Nu trebuie să alergi 10 km ca să dai seama dacă fac sau față sau nu. Da, corect. De exemplu, că dacă vorbim de curse în afara localității în care stai, eu de obicei îmi iau, să zic, 2 alternative, să spunem așa. Și pentru, dacă e în timpul verii, sunt, e, fie va fi uscat, fie va fi ploaie, adică nu o să-mi iau un echipament de iarnă. Și alegerea echipamentului o fac în ziua dinainte, pentru că cu o zi înainte ai șanse destul de bune să îți poți da seama cam cum va fi vremea a doua zi. Iar echipamentul pentru ziua cursei, de obicei îl pregătesc o seară înainte și îl așez tot, să zicem așa, exact în ordinea în care urmează să-l îmbrac, astfel încât dimineața nu mă gândesc absolut deloc la ce să pun pe mine, le-am pregătite de o seară înainte, mă gândesc doar la cursă, la ce am de făcut și îmbrăcatul e o chestie automată că e deja totul gata, nu trebuie să calculez, mă mai gândesc atunci, vai, am luat aia, n-am luat aia, am uitat ceva. Da, aș mai spune și despre strategia de energizare, să spunem. E foarte bine să știi care e profilul cursei, să știi, bineînțeles, distanța, durata pe care estimezi că o să aibă și, indiferent că ești începător sau avansat, ar trebui să-ți faci o strategie la ce interval de timp o să iei și ce anume o să iei, pentru că altfel te vei trezi cu rucsa plin cu 70 de geluri, 80 de batoane, 14 energy shot-uri și mai știu ce geluri și e prea mult. Sau te vei duce cu un batonaș, 2 geluri, la o cursă de 24 de ore. Atunci este bine să... Da, te rog. Nu, asta cu planificatul e foarte importantă și din alt punct de vedere. Te poate fura, să zicem, peisajul. Poți să alergi și dacă tu nu stabilești, la 5 km iau un gel sau iau, nu știu, mă opresc să beau apă, s-ar putea să treacă 10-15 km și după aia să-ți dai seama asta că deja eu sunt deshidratat și chiar dacă te apuci atunci să bei sau să iei gelul sau orice altceva, deja tu ești într-o zonă destul de aiurea. Da, se spune că trebuie să bei înainte de a-ți face sete la un concurs de ultra și să mănânci înainte de a-ți face foame și foarte multe abandonuri pe care le-am văzut la viața mea, mai ales la ultrauri, cred că au fost cauzate mai degrabă de o strategie greșită de nutriție și de hidratare decât, eu știu ce, probleme medicale. Chiar și anumite crampe erau cauzate tot de faptul că își alergau 6 ore fără să
să consume nimic. Da, aici oricum strategia, să zicem așa, de hidratare și de nutriție e foarte, să zicem așa, discutabil, adică lucrul ăsta îl vei putea face după câteva curse, în momentul în care vei avea și un pic de experiență, te vei cunoaște tu ce funcționează pentru tine, cam la cât timp trebuie să bei, la cât timp trebuie să mănânci ceva, ce anume să mănânci, ce îți priește, ce nu, nu știu, nu-ți face rău în timpul cursei. Dar tot de la strategie, ar trebui inclusă și strategia de abordare a terenului, mai ales la trail-uri. Trail-urile care sunt cele mai, cred eu, cele mai populare ultramaratoane. Trebuie să ne gândim exact cum o să facem. Avem de urcat, nu știu, diferență pozitivă de X metri. Avem mai întâi, nu știu, începem direct cu o urcare, după care coborâre și așa mai departe. Și să punem cap la cap această hartă cu momentele în care ne vom hidrata sau vom lua suplimente, energizante și așa mai departe. N-are sens să abordez o urcare de jumătate de oră, o oră și de-abia când ajung sus să încep să iau un energizant sau un baton sau un gel. Mă gândesc că toate astea trebuie gândite, astfel că să ne ajute. Până la urmă, asta e rolul lor. Da, cu siguranță pot să, de exemplu, dacă stabilești că odată la jumătate de oră iei un gel sau, nu știu, bea apă sau ceva, poți să iei chestia asta și să o pui peste hartă și să-ți dai seama, ok, dacă plec de aici, prima parte e mai ușoară, deci că jumătate de oră voi ajunge cam pe aici. Poți să pui să, momentul de hidratare să stabilești în funcție de teren și să pui, în loc să te uiți la ceas, te uiți după teren și știi că când ajungi în vârful la primul deal, atunci trebuie să bei sau să iei un gel sau un baton sau orice altceva. Mare atenție la temperatură și la umiditate, pentru că s-ar putea ca strategia de hidratare, pentru că știți cum e, ok, nu mănânci două ore, mai reziști, dar dacă dă setea peste tine și sunt 35 de grade afară sau 30 de grade și umiditate 70%, eu am avut o experiență neplăcută la Eco Trail de Paris, e o cursă de 83 de kilometri și mi-am făcut defectuos strategia de hidratare. Am crezut că cei 2 litri din Camelback o să mă ajungă, pentru că erau doar 20-25 de kilometri între primul post de hidratare și al doilea, dar a fost diferență de nivel foarte mare, a fost cald, ciudat de cald pentru sfârșit de martie și cred că vreo două ore nu am avut apă, am ronțăit frunze, le-am ținut sub limbă, deci a fost horror. Și de atunci nu am învățat minte, deci e foarte, foarte important. Poți să risci să nu termin sau să risci să abandonezi o cursă dintr-un motiv relativ simplu, până la urmă. La cursele astea de trail, eu, de exemplu, ce mai fac e sunt atent la hartă. Pe multe dintre ele sunt marcate zonele de unde poți lua apă, astfel încât nu e nevoie să iei apă pentru tot traseul, ci poți să stabilești că pleci cu, să zic, 700 de mililitri de apă, pentru că ai peste nu știu câți kilometri o sursă unde poți să te alimentezi. Acum a fost, de exemplu, maratonul 7500 Bucegi, unde la proba lungă, după, nu știu, după 20-25 de ore de mers și cățărat, parcă nu-ți mai vine să ai un litru sau 2 litri de apă în spate, ci dacă știi pe hartă, ți apare că, nu știu, peste jumătate de oră, o oră ai izvor, atunci renunță la ea. Deci asta e foarte bine, exact ce spunea și Gabi, să suprapui cumva harta și să-ți notezi exact unde ai aceste puncte de hidratare și, bineînțeles, punctele de alimente. Unde este cald. Mm-hmm. Dacă îmi permite. Te rog. Dacă îmi permite să intervin și eu, că v-am ascultat cu atenție, vă dau întru totul dreptate. Aș vrea doar să mai completez legat de ce spuneați, că sunt într-adevăr câteva reguli generale pe care e bine să le respecti, dar cred că cel mai adesea experiența e foarte importantă. Înveți din greșeli, înveți de la alții, dar cel mai mult înveți fiind atent la nevoile tale. Evident, te uiți pe hartă, știi exact ce gen de echipament să ai la tine, dar experiența contează foarte mult. Atât am vrut să zic. Vă să ne mai spus de strategia de abordare a alergării, că până la urmă și asta e foarte importantă.
Deși, după cum vedeți, n-am pus-o prima. Mulți ați spune peste aia că vorbim despre alergare acum. Și de ce de-abia după, nu știu, după 10 tipuri de strategii ne spuneți de strategia de abordare a alergării? Sigur că e importantă și asta, dar nu e... Eu cred ce puțin la ultramaratoane că nu e cea mai importantă. Sau e cel puțin, mă rog, sunt altele la fel de importante ca și asta. La alergare trebuie să stabilim cât de repede vrem să alergăm, ce tempo avem, ce timp intermediar dorim la diverse borne și ce pauze strategice vrem să facem dacă este cazul, când să mergem, când să alergăm, cum să abordăm urcările, cum să abordăm coborârile, zonele plate. Deci trebuie avute și astea în calcul. Gabi, dacă vrei să, sau Maria, da, să comentați. Mă gândeam acum să trecem la, să zicem, partea dinainte de cursă, cu o oră înainte de cursă, chiar ne întreba Șerban, cum facem pregătirea mentală dinainte de curse? Pentru că el are mereu emoții înainte de fiecare maraton. Pe 50 de mililitri de vodcă, am înțeles că rezolvă emoții. Da. Da, nu știu, eu zic că toată pregătirea asta are și un rol psihologic. În momentul în care știi că ai făcut totul, ai totul, echipamentul pregătit, nu te stresezi gândind... Alo? Da. Nu-l mai auzim pe Gabi. Da. O să încerc să continui ideea lui. Da, de multe ori avem emoții, sigur, pentru că nu știm ce ne așteaptă, iar atunci când am pregătit foarte bine cursa, se spune că trebuie să te aștepți la ce e mai bun și să te pregătești pentru ce e mai rău. Atunci când ești foarte bine, foarte bine pregătit, e ca la școală, la examen. Dacă, bine, mie nu mi s-a întâmplat foarte bine pregătit la niciun examen, sau eu știu cum au spus la tablă, dar în rarele momente în care exista o materie care îmi plăcea și eram bine pregătit, n-aveam nicio emoție. Așa că, nu știu, cu cât ne pregătim mai bine, cel puțin ceea ce ține de noi, că sigur că nu vom putea controla vremea, dar ne putem pregăti pentru orice fel de vreme, nu putem controla alți factori, dar dacă ceea ce ține de noi se întâmplă foarte, nu știu, este bine pus la punct, o să avem... O să avem alt tonus psihic la start. Plus ajută ca și la vorbit un public. Ajută la start să vorbești cu alți concurenți, să observi ceea ce se întâmplă acolo. Și asta îți dă un tonus foarte bun. Da, cred că, de exemplu, vorbind cu alți concurenți, ar putea să-ți dai seama că nu știu, sunt și alții în situația ta. De exemplu, sunt persoane care la start încep să se gândească, oare m-am antrenat destul, oare a fost bine că am sărit antrenamentul ăla cu 2 săptămâni. Și vorbind cu ceilalți, îți poți da seama că toată lumea a avut, să zicem, antrenamente sărite sau nu s-a antrenat la fel de mult cât ar fi vrut și așa mai departe. Oricum, o greșeală, cred, pe care o fac foarte mulți este ca în ultima săptămână sau ultimele zile înainte de curs să aibă acel sentiment pe care cred că l-avem cu toții, că nu ne-am antrenat suficient, pentru că oricât ai antrenat, tot ai impresia asta, că parcă mai mergea așa să te antrenezi și să începi să tragi ca nebunul, nu știu, să ai alergări foarte lungi, cu o zi, 2-3 înainte de curs sau foarte, nu știu, foarte obositoare și asta nu ajută, clar. Uite, ne întreba cineva, Silviu Martin, dacă am ajuns la start, cum facem cu încălzirea înainte de cursă, ce încălzire să facem? Aici nu știu, cred că e o discuție destul de specifică. Că, cred că am putea face, Gabi, cred că putem face un podcast întreg despre încălzire. Da, și cu siguranță sunt foarte multe diferențe, de exemplu, dacă vorbim de o încălzire pentru o cursă de 10 km sau pentru un maraton sau pentru un ultra sau pentru... dacă e o cursă de iarnă, dacă... Oricum, ce e sigur, să spunem așa, este că trebuie făcută încălzirea. Nu este în regulă să, nu știu, să te pui direct la start, stai 10 minute în picioare acolo și apoi încep cursa. Da, cred că încălzirea, nu știu ce am observat, cu cât e distanța mai mică pe care urmează să o alegi, cu atât încălzirea trebuie să fie mai...
puternică, da, mai energică, da, și așa mai lungă. Chiar am văzut la Complexul Olimpic de la Izvorani, erau cei de la atletism, de la 400-800 de metri, care, și de la 100 de metri, care aveau încălzire de 45.000 de oră și pe care dădeau 3-4 sprinturi și plecau acasă. Sau mă, aveau pic de stres și plecau. Deci era încălzirea dura mai mult decât, nu mai mult decât antrenamentul propriu-zis. Sigur că la un ultramaraton de 2-3 zile chiar n-are sens să faci încălzire 2 ore, mai ales că nu pornești ca din țeavă acolo. Deci acum, da, fiecare... Aici, da, pe lângă chestia fizică, cred că încălzirea are și un rol psihic, sau cel puțin la mine. Chiar și la cursele de anduranță, să zic, de maraton sau ultramaraton, am nevoie de un timp de, nu știu, 10-15 minute înainte de cursă, chiar dacă nu fac cine știe ce stretching sau alergare sau nu știu ce, un timp în care să mă concentrez pe ce urmează să fac în cursa respectivă, să-mi readuc aminte ce plan mi-am făcut pentru hidratare, la ce timp vreau să trec la timp, la kilometru Ț și așa mai departe. Deci o încălzire mentală. O încălzire mentală. Se fac oarecum concomitent, adică, de exemplu, la un maraton, în timp ce fac o alergare ușoară înainte de a mă pune la start, fac și chestia asta și mă gândesc, ok, unde vreau să ajung, în ce timp, când ajung acolo, ce vreau să fac. Ajung la kilometru 10 și iau un gel, după care urmează 15 și mai fac nu știu ce, și mai departe. Da, o altă strategie, nu știu cum să o denumesc exact, dacă să o numesc tehnică sau medicală, este, de exemplu, mai ales la cursele mai lungi, și asta spun, semnul de la 20 de kilometri în sus, poți să începi să ai bășici, poate să te roadă tricoul sau eu știu ce etichetă pe care ai lăsat-o, care ești la un antrenament de 5-10 km nu te deranja, poți să începi să iei apă la pantofi, la galoși, doar genunchii, să, eu știu, să te lase cronometru, sunt multe lucruri care se pot întâmpla într-o cursă. De exemplu, am văzut mulți ultramaratoniști care previn apariția bășicilor învelindu-și cu plasturi toate degetele sau acoperind toate zonele în care știu că ar putea avea probleme. Există, nu știu, pentru, de exemplu, cei care își pun tricou de poliester direct pe piele, există acea fricțiune cu sfârcurile și există acele, mă rog, plasturi speciale pentru sfârcuri sau creme și așa mai departe. Deci, pot părea banal, zice, ok, ce, dacă mă freacă un pic sau mă deranjează ceva etichetă. Cu cât timpul trece într-o cursă, cu atât disconfortul devine mai mare și mai mare. Nu mai zic de, eu știu, bășică, poate să te scoate din cursă definitiv. Iar aici, o strategie bună este, de exemplu, în momentul în care simți să ai o bănuială că urmează să ai o bășică și nu mai ai 30 de metri până la finish, e bine să te oprești instant, să ai pus un plasture și în cazul în 10-15 minute sau, eu știu, 2-3 km poate fi o problemă reală. Da, poate depinde un pic și de cursă, că dacă la maraton sunt, cred, puțini care au asupra lor plasturi sau chestii de genul ăsta. La ultramaratoane mă referam, da, acum, pentru că acolo... Și riscul e acolo, la ultramaratoane riscul e mai mare de bășiși, pentru că în general e pantofi de trail, ai și coborâri, ai și urcări, e un pic mai mare. Da, hai să discutăm un pic, dacă tot am ajuns la momentul cursei, să spunem așa, să discutăm un pic de, nu știu, mici tehnici sau... mici tehnici psihice pentru a trece prin diverse momente. De exemplu, știu că tu aveai o chestie pe care o foloseai la ciclism și am înțeles că o folosești și la legat de a urca mai ușor un deal, să spunem așa. Da, număratul. Da. Da, e o tehnică foarte bună. Am citit-o în... Era un interviu cu diversi campioni olimpici la... și mondial la alergare pe distanțe, neapărat la maratonul, dar... pe distanțe destul de mari și spuneau că în momentul în care apar momente grele în cursă, care pot fi ori la început când încerci să stabilizezi cumva pulsul, ori eu știu aproape de finish sau de, în cazul nostru când avem la un trail de urcat un deal, e bine să începi să numeri în gând, bineînțeles, pe fiecare expir sau inspir, fiecare cum dorește.
tragi aer, numărul 1, tragi aer, numărul 2 și atunci te concentrezi mai mult pe respirație și înseamnă ca la, nu știu, ca yoginii care meditează, devii mai puțin preocupat de, sau, nu știu, dar preocupat de diferența de nivel sau de alte probleme care ar putea apărea. Am înțeles. O altă tehnică sau, mă rog, lucru care funcționează la maraton, de exemplu, muzica e un dopaj foarte bun. Încep în cazul meu și acolo unde te lasă să alegi cu muzică, iar aici capcana este de a îți alege prost melodiile sau bătăile pe minut ale melodiei. Pentru că dacă ai un blues după care, eu știu ce, R&B, după aia o muzică de club, după aia iar un blues, zici să-ți ieși din ritm. Deci cred că ar trebui să fie o muzică alertă dacă alegi la un maraton și vrei scoți un timp bun și ar trebui să fie ca bătăi pe minut, număr de bătăi pe minut, să corespundă respirației, bătăilor tale ale inimii. Da, aici e iar o altă discuție, ar putea fi o întreagă temă de da, podcast. Da, de muzică sunt, da, părerile sunt împărțite, să spunem așa. E evident că cei care câștigă maratoane cu 2 ore 0, 3 ore 4 nu își încarcă, nu se preocupă de muzică, dar era o tehnică, ce puțin pentru alergătorii a fost la începutul în carieră sau la primele maratoane, e o tehnică bună, pentru că mai ales dacă termin maratonul, nu termin 2 ore, îl termin în 4-5 ore, e practic la un ultramaraton, uzura psihică este foarte mare. La un moment dat îți vine să-ți iei câmpii și muzica ajută. Siguranță. O altă tehnică pe care am citit-o în mai multe locuri este aceea de a te ține după un alergător. Nu funcționează ca la ciclism în care stai în spatele cuiva și stai la plasă, dar funcționează și la alergare. Nu sunt beneficii fizice de a sta în spatele cuiva, dar sunt niște beneficii psihice. Sunt în spatele cuiva, de exemplu, eu pot să stau în spatele cuiva, mă concentrez pe spatele lui și țin exact ritmul lui și nu mai gândesc să țin un anumit ritm și în felul ăsta stau într-un fel mai relaxat. Sunt unii care chiar spun că e bine să vizualizezi ca un fel de sfoară între tine și el și să te gândești că el într-un fel te trage. Te trage. Da, și făcând chestia asta te ajută psihic să poți să menții un ritm mai ridicat decât dacă ai alergat singur. Și cred că chestia asta, chiar dacă pare o chestie așa mai, nu știu, de yogin sau eu știu, de ceva de genul, o putem vedea foarte simplu comparând ritmul la care facem un antrenament singur și ritmul la care îl facem când avem pe cineva de același nivel. Cu toate am observat că atunci când alergi alături de cineva care e aproape de nivelul tău, automat tragi mult mai tare și poți să menții un ritm mult mai ridicat. În momentul în care alergi singur, e mult mai ușor să încetinești, să începi să scazi ritmul. Gabi, să știi referitor la tehnica de a sta în spatele cuiva, eu la unul dintre maratoane la start am stat în spatele unor kenieni și am reușit pentru 50 de metri să... Bine. Dar după care, nu știu metri, de ce, de metri. S-a rupt sfoara dintre noi și se tot depărta așa. S-a dus, da, o sfoară mai solidă data viitoare. Acum, o tehnică asemănătoare este cea a elasticului, să-ți imaginezi ce puțin la un deal. Să-ți imaginezi că ești prins cu un elastic sau cu o coardă elastică chiar de vârful dealului, care este foarte încordată și dată îi se dă drumul și te trage efectiv la deal. Sunt niște... Până la urmă, orice tehnică este bună pentru că placebo funcționează totdeauna. Dacă tu crezi cu adevărat că o tehnică funcționează, te va ajuta. Dacă nu crezi, la revedere. Da, sunt chiar niște studii foarte interesante legate de placebo. Chiar sunt unele care au demonstrat că funcționează chiar și în momentul în care tu nu crezi că acel placebo are vreun efect. E bine, asta e o veste îmbucurătoare. E exact ca și în cazul medicamentelor, 50% efect placebo, nu? Da, și rest, da.
Ce să mai vorbim? Mai sunt ceva strategii în timpul cursei? Cred că, nu știu dacă e strategie sau un plan. Ce facem în cazul în care ne doare genunchiul stâng, genunchiul drept, glezna stângă, glezna dreaptă, șoldul, eu știu, da, gamba, quadricepsul, aici... bicepsul femural? Pentru că mulți se sperie și, nu știu... Acum depinde de cursă. Cred că dacă discutăm totuși de curse de anduranță, maraton sau ultra sau chiar și semi, cred că șansele sunt destul de mari să fi trecut prin acele senzații în antrenament. În momentul în care alegi la un maraton, cu siguranță ai simțit durerea la genunchi, la antrenamentele mai lungi. Ce să faci în acel moment e discutabil, adică depinde de foarte multe chestii. Depinde cât de mult te doare, depinde de ce istorie ai tu, dacă e o chestie care a apărut acum sau e o chestie că tu ai o problemă mai veche la genunchi și... Da. Dacă sunt niște dureri, a spune minore, în sensul în care ne știm istoricul medical și nu avem probleme, există câteva variante. Poate am forțat prea mult și atunci e cazul ori să încetinim pentru o perioadă să vedem exact dacă durerile continuă sau poate chiar ne oprim puțin sau să alergăm pe o suprafață mai moale. Chiar și în oraș, de exemplu, poți să te abați, nu știu, un metru în dreapta și ai iarbă acolo și poți alerga, nu știu, 50-100 de metri pe iarbă și vezi dacă persistă acele dureri. Da, corect. Da. Plus că s-ar putea să fie iar o eroare de hidratare sau de... sau mă rog, programul de energizante, mai ales în cazul crampelor sau dureri musculare, deci neapărat de articulații. Da. Păi, eu zic să trecem acum și la partea frumoasă, momentul în care trecem linia de finish și ce să facem după. Pe lângă faptul că sărim în sus de bucurie că am terminat, ce e important după cursă? Da, cred că este foarte important să ai și o strategie pentru momentul în care termin cursa. Aici nu mă refer, strategia este ok, mă bucur, apoi fac 10 metri în dreapta, mă așez, beau o bere și mai departe. Mă refer la avea o strategie de refacere, iar asta înseamnă, în cazul fiecăruia, să decide ce înseamnă această strategie. Eu știu că te duci la masaj, după care, nu știu, în maxim 15 minute bei un shake proteic sau, eu știu, mănânci ceva sau stai cu picioarele în sus. Aici fiecare ar trebui să caute și pe internet să vadă exact ce tehnici de refacere rapidă există, să le încerce, să vadă exact ce funcționează cel mai bine. Poate unii, de exemplu, se simt foarte confortabili să intre după un ultra de două zile într-un râu de munte și să stea până să-și răcească corpul sau după un maraton să... așa, să-și pună gheață în toate locurile. Am văzut și maratoane la căror finish se găsea un fel de piscină așa mică, plină cu gheață. Cine voia intra acolo și da, se răcorea. E foarte util să faci o răcire la picioarelor după cursă. De exemplu, în Transromania Run ne bucuram în momentul în care lângă zona de finish pentru acea zi găseam un râu din ăsta mai rece și stăteam cu picioarele acolo. Și chiar ajută. Nu e foarte confortabil. Eu, de exemplu, nu-mi place să fac dușuri reci, dar aici suportam un pic. Da, mulți se tem că ar putea face stop cardiac, ceea ce nu cred că este cazul. Cam toți sportivii americani, și la Olimpiadă, și de fapt și basketbaliștii și jucătorii fotbal americani, pe fiecare antrenament, intră în bazine cu gheață și stau 10-15 minute. Chiar încălziți așa tot pentru a răci foarte și a reface foarte. La alergător nu e nevoie să te bagi așa chiar cu totul, e de ajuns dacă îți bagi picioarele la propriu. Băgați-vă picioarele în gheață și ajută. Sigur că dacă vă aveți această temere că eu știu să faceți stop cardiac, după antrenamente faceți niște dușuri, nu știu, alternative. Nu știu, alternați apa caldă cu rece așa brusc. Exact. Și vedeți cum vă simțiți. Oricum este foarte, foarte important să această strategie de refacere, pentru că ea face diferența între pot să merg a doua zi, da, sau voi fi mers de către cineva, mă merge cineva, așa, mă plimbă de colo-colo. Da.
Eu zic să mai răspundem la o întrebare pentru care am primit-o pe YouTube și apoi să trecem la următoarele pentru că deja este destul de târziu. Și anume, ne întreabă cineva ce putem mânca înainte de competiție și cam cu cât timp înainte. Aici, nu știu, oricum, dacă Cred că discutăm de Șerban, competiții, cred că cred că Șerban a la orice răspuns distanță, destul până la de bine. urmă, e foarte important să mănânci în primul rând, adică nu poți să, dacă la antrenamente poate mai poți să o păcălești, să spunem așa, să faci fără să mănânci, deși nu e tocmai indicat, la o cursă cred că e foarte important să mănânci și e, cum zic, cum a fost învățați de mici, adică trebuie să mănânci cu, nu știu, 2 ore înainte de cursă, vis-a-vis de ce să mănânci, aici trebuie să testezi. Cel mai bine, dacă discutăm de un antrenament de maraton, la antrenamentele lungi, la antrenamentele alea de 30, peste 30 de kilometri, încearcă să testezi ce anume funcționează pentru tine. Nu știu, poți să încerci fructe, iaurt, orice, încearcă chestii pe care știi că le mănânci în mod obișnuit dimineața și vezi ce funcționează, cu ce te simți mai bine la acele antrenamente. Și după câteva teste, cu siguranță te dai seama că, nu știu, nu poți să bei suc de portocale, nu știu, ceva. Gabi, o să am câteva recomandări la sfatul săptămânii pe tema asta, așa că putem merge mai departe. Ok, super. Bun. Păi, trecem la următorul punct, și anume revista Prese. Și acum te lăsăm singur, Marian, să vorbești. 2 minute. Cel Bineînțeles. puțin. Da. Întâi de toate, aș spune că nu e chiar o revistă a presei, ci o trecere în revistă a ceea ce s-a mai scris despre alergare în general, pentru că se scrie totuși puțin. Informațiile se împart în două categorii, aș zice. Știrile despre sportivii profesioniști din România. Și aici aș menționa întâi de toate recenta etapă inaugurală a campionatelor naționale de sală. S-a desfășurat la sala de atletism din București. Au fost aproape 400 de atleți și atlete de la 52 de cluburi și asociații sportive. Performanțe nu au fost ieșite din comun. Din câte am văzut, presa a marșat în primul rând pe rezultatul bun obținut de săritorul la triplu salt Marian Oprea, care a câștigat proba cu 16,80 m. Marian Oprea, dacă nu mă înșel, este vicecampion olimpic și încearcă o revenire în actualitate. Nu am Marian, vorbit. cum, din câte știu, e dublu legitimat. Cum se poate face tehnic lucrul ăsta? Iar răspund, fără să am informații complete, este o, să zicem așa, o portiță legislativă care permite sportivilor să obțină surse de finanțare din mai multe părți. Deci poți să fii legitimat și la Dinamo, și la Rapid, și la Și la Steaua. Dinamo și la Rapid, asta pentru că fiecare dintre cluburi pune câte puțin în Da, sprijinul ok. sportivului. Da. Știu că am vorbit în sensul ăsta cu Daniela Cârlan, care era legitimată undeva la Onești, de acolo primea niște bani, era legitimată și la clubul din Sibiu, de acolo primea echipament. Cam așa se întâmplă lucrurile. Revenind acum la alergare, cei mai buni alergători români în probele de fond, semifond, se află în cantonament în Turcia, la Adana, până la sfârșitul lunii ianuarie, printre ei este și maratonistul Marius Ionescu. Din câte știu, anul acesta sunt două competiții importante, campionatele europene și cele mondiale de alergare. Se speră la obținerea câtorva medalii. Marius Ionescu, pentru că tot știm mai bine despre el, este suficient de ambițios și și-a propus o medalie la europenele care se vor desfășura la Moscova în iulie, dacă nu mă înșel. Cam astea ar fi informațiile despre sportivii profesioniști, pentru că s-a mai vorbit la un moment dat de Usain Bolt. Andrei spunea că a citit sau va citi cartea Am recent apărut la Freza Publishing. citit și am citit-o, pur și simplu am luat-o în brațe și n-am putut să o las. E foarte ușor de Da. citit și
Are oricum poze multe. Are și poze, da. Da. Deci are și decolorat. Are și decolorat. Ok. Așadar, agențiile de presă spuneau că Usain Bolt și-a propus pentru anul acesta stabilirea unor noi recorduri mondiale. Printre altele, să coboare sub 19 secunde în proba de 200 de metri. Apropo de lucrul acesta, și în revista Alerg, despre care spuneam că o să apară în weekend, am menționat acolo un studiu în care s-a încercat să se calculeze care ar fi limita maximă a performanțelor atleților. M-am limitat la maratoniști și la alergătorii de 100 de metri, dar o să vă las surpriza să vedeți acolo care sunt previziunile specialiștilor, care sunt limitele. Cred că de obicei se mai schimbă, adică așa știu că au fost la un moment dat, adică științific, după cum se calcula la vremea respectivă, nu se preconiza că se va scade sub 4 minute pe milă. Da. Indiscutabil, Gabi, sunt estimări care sunt în general contrazise de realitate, asta pentru că, deși natura umană, profilul genetic al atleților nu se schimbă, sunt în schimb alți factori care contribuie mult la performanțe. Siguranță. Marian, ce va fi pe copertă ca să o recunoaștem mai ușor? Aici chiar o să fie o surpriză. Ok, am încercat foarte mult, m-am tot gândit ce să pun și am zis să evit formula clasică de imagini cu un grup de alergători sau alergător. Și o să fie niște pinguini. Frumos. Pentru că am zis să fie de iarnă. Perfect. Ok, și ca să închei cu trecerea în revista evenimentelor legate despre alergare, mi-a plăcut mult ce s-a întâmplat recent la Cluj, unde s-a fost proiectat un film despre o competiție desfășurată astă toamnă, Ultra Trail Făgăraș, un film de 50 de minute despre această competiție de alergare pe crestele Făgărașului, sau parcurs 75 de kilometri cu 5420 de metri diferență de nivel. Aș ține să menționez numele realizatorului, Dragoș Costea, și pe cel al inițiatorului competiției, Lucian Clinciu. Cam astea ar fi câteva din evenimentele legate de alergare și ce s-a scris despre ele. Dacă îmi permiți, Gabi, foarte pe scurt, o să încerc să menționez și câteva dintre evenimentele viitoare. Întâi de toate, Girarul, semimaratonul și crossul din acest weekend. Pentru prima dată, locurile s-au ocupat în totalitate și la semimaraton, ceea ce nu e o surpriză, dar mai ales la cross, unde sunt 300 plus 150 de participanți. O să fie cam aglomerație, dar dacă vremea nu este foarte rea, nu cred că o să fie probleme. Multă lume bună. Câteva echipe de alergători care promovează campanii umanitare și aș menționa aici pe cea lui Andrei Gligor, care va alerga în Sahara, sau grupul de 3 voluntari de la Crucea Roșie care alergă pentru promovarea ideii de babysitting profesionist. I-am văzut o poză cu cei de la Crucea Roșie în care erau chiar cu niște scufițe pe ei. Da, vor fi îmbrăcați. Da? În tunici roșii, cu glugă, super. Un gen de scufița roșie. Da. Dar tot așa, deși nu am voie să divulg, mai știu cel puțin o echipă care va veni mascată și va încerca să-și promoveze ideea de curse, să le zicem, alternative. E bine, înseamnă că vor fi, cum să zic, modele bune pentru fotografii de pe traseu. Da. Marian, dacă va fi frig și va ninge, propun să... Noi, echipa Sahara, să îți deplinim visul și să alergăm nuzi. Andrei, no. Ok, o facem. Dacă trebuie. Că e la Politehnică, da. Da. Nu mă opun. Am înțeles. Ok. Da. Ca paranteză, din echipa lui Andrei Grigor, echipa Sahara, fac parte și Marian Chiria, când cunoașteți, și Andrei Roșu, respectiv doi foști alergători la maratonul din Sahara. De aceea ne numim echipa Sahara. Marian a fost chiar primul român care a participat, nu? La maratonul. Da, Sahara. Fiind eu născut mai de demult, am zis că... Da, în 1946 ai fost parcă la maratonul din Sahara. Da, cam așa ceva.
Ok. Bun, pe repede înainte, pentru că văd că timpul trece, câteva din cursele anunțate pentru acest sezon competițional. Sunt două care sunt noutăți, una cu pusă sub semnul unui festival al virșlilor, virșlii fiind niște cârnați specifici zonei Hunedoarei. Acolo, pe 8 iunie, între Hunedoara și Deva, se va organiza o probă de semi-maraton. Iar o altă cursă nouă, cu un titlu frumos, Bate Toaca, e o cursă de alergare montană care va fi în zona Ceahlăului, în zona Durău, pe 29 iunie. Astea ar fi până acum cursele noi ale anului. Cursa asta cu Bate Toaca, poate pentru cei care nu știu, de unde vine numele, nu vine de la toacă de la mănăstire sau eu știu de oriunde altceva. Toaca se nu, vârful din Ceahlău, din Durău, acolo se numește Da. Toaca. De aici vine Da. numele. Este și un schit, dacă nu mă înșel, acolo, nu? Știu că este o stație meteo, nu știu Da. dacă este sus pe vârf, din ce știu eu, nu cred că este. Ok. În Dar ordine. ar fi interesant, Sper să vedem. Mănăstirea Toaca. Da. Bun. Iarăși din noutățile aflate, important mi se pare că faptul că l-a retezat trail running, care dacă nu mă înșel în iulie sau în august va avea loc, văd că nu mi-am notat, va participa și Ionuț Zincă, cel mai bun alergător montan din România. Și ediția a doua a concursului 2x2 Race, o alergare pe crestele Făgărașului. Anul acesta cursa va puncta pentru UTMB și în plus va avea și o categorie elită unde se va putea alerga și individual. Dar obligatoriu să ai un CV competițional suficient de consistent. Așadar, din nou sunt premize bune pentru alergarea noastră, multe curse, nu multe, câteva curse noi, unele care deja au intrat în tradiție și sunt Da, cu convins siguranță că... vom avea, cred, aproape în fiecare weekend ceva. Sau Da. cel Dacă puțin în include... lunile de vară, să le zicem așa, vor fi chiar câte două din ce am eu notate. Competiții de alergare sunt, nu mai numărăm aici duatloanele, triatloanele, care Da, ele pot deja conta. sunt Se destule. strâng. Energie și o bună strategie de cursă, stai că în rest ai unde alerga. Da, acum am ajuns, dacă până acum câțiva ne plângeam că nu avem curse, acum am ajuns în stadiul în care trebuie să alegem la care dintre curse să Da. participăm, pentru că nu, cu siguranță nu pot să ajung la toate. Ok, eu am terminat. Am tăcut, am vorbit și acum iarăși tac. Păi dacă după aceea să-i dăm cuvântul mai departe lui Andrei pentru sfatul săptămânii. Da, m-am tot gândit ce sfat. De regulă nu-mi place să dau sfaturi, dar fiind o ediție ultra, din punct de vedere, gândindu-mă la ultramaratoane și la trail și mai departe, m-am gândit să dau câteva sugestii pentru antrenamentele ultramaratoniștilor, în special pentru cei care doresc să alerge competiții pe distanțe mai lungi, de 42 de kilometri. Și înainte de asta vreau să-i spun la mulți ani colegului meu, Gabi Drăghici, colegului în compania în care lucrez, să-i urez succes anul viitor la finala campionatului mondial, finala campionatului european, Ironman Frankfurt. Din câte știu, e singurul român înscris până acum. Îl așteptăm cu medalie. Bineînțeles, cu medalia de finisher sau de ce nu aur Păi, medalie, accentul n-am ăsta. specificat ce medalie. Așa. Și acum să începem cu sugestiile. Și sper să folosească ceea ce spunem acum. În primul rând, un prim sfat pe care l-aș da este să exersați mersul. Pentru că, în general, cursele de anduranță implică și mers, nu doar alergat. Iar aici sunt două strategii. O dată sunt curse la care ai doar teren plat, mai rar în zona de 3, dar se întâmplă și asta, în care poți să alergi, nu știu, 15, 20, 25 de minute, apoi 5 minute să mergi, tot așa. Sau la terenul cu diferență de nivel poți să mergi la deal, să fie un mers cu pașii mai mici și o alergare pe coborâre și pe teren plat. Deci există și asta, apropo de strategie. După care e foarte bine să, dacă vrei să alegi ultramaratoane, aici vorbim de, nu vorbim neapărat de 45 de kilometri sau 50, vorbim, nu știu, de 70, 80 și mai sus, e foarte important să crești distanța pe care o alergi la acel long run pe care îl faci la sfârșit de săptămână. Și, de fapt, mai degrabă să crești durata
durata antrenamentului respectiv, adică nu neapărat să te antrenezi după kilometri sau după puls, ci mai curând să te spăpui să alergi 3-4 ore sau să alergi și să mergi 3-4 ore. Pentru asta îți generează suficientă rezistență ca să participi la curse de 70-80 de kilometri. După care, ce e foarte important și aici cred că este principalul meu minus la antrenamente și probabil că de aceea cam fug de trail-uri, exersați alergarea la vale. Asta o să vă sporească foarte mult forța picioarelor și categoric toleranța la durerea pe care o să o simțiți în picioare pe parcursul unei curse lungi. Sugestia numărul 4, învățați și exersați mâncatul în timp ce alergați. Când zic mâncat, nu înseamnă neapărat geluri și eu știu ce izotonice, mă refer aici sau batoane, mă refer la faptul că, în general, ok, gelurile și izotonicele sunt foarte bune pentru maratoane, dar la ultrauri, după 4, 5, 6, 7 ore de efort, nici nu o să mai vreți să auziți de geluri și batoane și, în general, de lucrurile dulci. Și, practic, învățând ce îi place stomacului, asta o să vă ajute să terminați cursa. Și exersați, nu știu, mâncați cât mai variat, ca să vedeți exact cu ce vă înțelegeți bine. E greu să anticipezi ce o să-ți placă la, nu știu, după 20 de ore de cursă, că nu ai un long run de 20 de ore, dar zic, am avut o surpriză la cursă mai lungă, să pot mânca doar salată și portocale, deși luasem și multe altele la mine. Și a funcționat foarte bine. Sugestia numărul 5, antrenați-vă cât mai des off-road. Deci ieșiți pe poteci, ieșiți de pe drum, mai ales la long run-uri. Până la urmă, oricum e mai plăcut să alergi 70-80 de kilometri sau mai puțin la antrenament într-un peisaj frumos, așa mirific, decât printre blocuri. În plus, trail-ul ne solicită gleznele și asta înseamnă că ne solicită gleznele, dar e mult mai prietenos cu restul corpului decât alergatul pe asfalt. Așa că întăriți-vă gleznele, mergeți când am timp pe poteci. Sugestia numărul 6, sunt numai 10, da? Alergă mai încet decât la maraton, nu știu, asta e... Am văzut la ultrauri foarte mulți oameni pornind ca la maratoane. Vine și entuziasmul, mai ales la ultramaratoane cu mulți oameni, se pleacă, nu știu, ca încerc să fie un Abre Selassie 2. Viteza e mai puțin relevantă într-un ultra. Sigur că sunt ultramaratoniști de elită, gen Gabi Solomon, care îți aleargă cu 10-12 km pe oră la un multi-days ăsta de 80 zile, de 800 km, dar ultramaratoniști obișnuiți are o medie de 8-9 km pe oră, poate chiar mai jos, dacă diferența de nivel este semnificativă. După care, la numărul 7, distrugeți mitul ăsta al kilometrajului săptămânal sau al numărului de kilometri alergați pe săptămână, pentru că, de-am citit, nu sunt studii care să arate că este o corelație directă între cât alergi săptămânal și șansele de a termina un ultra. Practic, ce contează cu adevărat este efortul depus în acel long run de la sfârșit de săptămână. Sunt mulți ultramaratoniști care o să vă spună că tot ce e peste 70-80 de kilometri pe săptămână e junk, adică la alergi degeaba și chiar ești niște accidente. Pe care includeți în planul de antrenament și alergările acelea back-to-back sau consecutive. Mai ales dacă știți că în weekend nu puteți alerga 4-5 ore în continuu, încercați varianta cu 2 ore alergate, să zicem, vineri seara și 2-3 ore sâmbătă dimineața. Sau, de exemplu, am întâlnit și varianta maratonișilor sau ultramaratonișilor care fac un long run, să zicem, sâmbătă dimineață 20 de kilometri, după aceea merg acasă, mănâncă, se culcă, mai alergă 20 de kilometri după masă. Efectul asupra anduranței e aproape similar, nu vă imaginați că e mare diferență, dar pune mai puțin stres pe corpul vostru. Și ultimele două, sugestia numărul 9, bucurați-vă de ultramaraton, de ultramaratonul pe care urma să-l alergați, pentru că, până la urmă, alergarea ultramaratonul nu implică doborârea unor recorduri personale sau știți, să îmbunătățești viteza, personal best, că e greu să compari un ultramaraton cu altul, chiar și două ediții
ale aceluiași ultramaraton e greu să-l compar, pentru că dacă se schimbă vremea, deja schimbă și cursa. Și, până la urmă, ultramaratonul este despre a-ți depăși limitele, adică să alergi mai mult decât credeai că este posibil și trebuie să te bucuri de această călătorie inițiatică. Așa că la training-uri, la antrenamente, nu fii obsedat de distanțe, timp, puls și așa mai departe, mai curând bucură-te de răsărit, de apus, de peisaje. Și la final e un îndemn, și anume că trebuie să crezi. Ce înseamnă asta? Ultramaratonul e o probă mult mai mentală, așa, să o denumesc, decât maratonul asta, așa că e foarte importantă pregătirea mentală, contează foarte mult să crezi în tine, în reușita ta și să renunți la mai asculta vocile interioare sau exterioare care spun că nu vei reuși, nu vei reuși. Cam astea au fost sfaturile ale acestei ediții ultra lungi. Da. Super, mulțumim frumos! Drag. Păi, noi vă urăm o seară bună și succes tuturor celor care participă duminică la Gerar și ne auzim peste 2 săptămâni. Seara faină! Yeah.